Ei bine, lucrurile vor evolua acolo în continuare, să vedem ce se va întâmpla atunci când ajung eu, da, tocmai de asta și spun. Oricum, ne relaxăm, nu vrei? Să vorbim despre copii cinstite și adevărate? Mai... Da, da, totuși e un lucru optimist, frumos, ne descrețește frunțile. Și l-a costat o grămadă de bani. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, un bărbat din județul Bihor a devenit celebru în Europa după ce a început să reproducă în lemn operele lui Leonardo da Vinci. S-a aruncat sus. După ce consultă schițele originale, tâmplarul întâi le creează pe o bucată de hârtie, carton sau placaj și abia apoi începe munca propriu-zisă. Mă apuc și eu de Rubens, îmi plăcea cum picta. Creațiile românului au ajuns deja în muzee importante din Italia și Germania, dar și la Muzeul Cetății din Oradea. Bărbatul a investit până acum, așa cum spuneai și tu, 50.000 de euro în pasiunea sa, dar nu are regrete. Nu are, că scoate bani. Ludovic Antal a fost fascinat încă din copilărie de operele genialului reascentist. Nu s-a gândit însă niciun moment că ar putea călca pe urmele maestrului. Totul până când un profesor italian i-a bătut la poartă și i-a comandat o lucrare ieșită din comun. O copie în lemn a unei sculpturi semnate de Leonardo da Vinci. Mărimele noi am calculat după mărimea omului. Așa, lucrurile mari, așa am studiat noi. Dar au fost unde au fost scrise, unde au scris Leonardo da Vinci, cam cum m-a gândit, cât de dimensiunile. Acum sculpturile ies pe bandă rulantă din atelierul său. A fost când a făcut o roată, nu prea a funcționat, am făcut mai mic, mai mare, am pus la o parte. Atâta încercare a fost până ai reușit. Dar cât durează de obicei să faceți un desen? Ha, depinde cât de complicat este, când lucrăm zile, o zi, două, trei. Bucățile din lemn sunt tăiate și apoi asamblate. Peste 40 de lucrări ale lui Da Vinci au fost recreate în atelierul din spatele casei. Soția este ajutor de nădejde. În general, din tei facem și unde sunt forță, sunt putere, acolo punem esență tare, fag, stejar, deci cireș. Piesele astea care bate tova. Să facă, practic, zgomot. Da, da, să face zgomot, să fie oameni. Eu ajut dacă trebuie și la mașini, dar mai ales la finisaj. Șlefuiesc, vopsesc. Lăcuiți, bănuiesc. Lăcuiesc, da, tot ce trebuie după montare. Lucrările lui Ludovic Antal pot fi găsite deja în muzee importante din Italia, Germania și Austria. Parte din creațiile sale se află și la Muzeul Cetății din Oradea. Sunt aproximativ 20 de elemente și am observat că în special sunt foarte atrași de modul în care funcționează moara cu apă, de ciocanul mecanic și de moara cu vânt, pentru că astfel au ocazie să vadă modul în care oamenii renașterii au știut să utilizeze apa și energia vântului în scopuri practice. De luna viitoare, mai multe lucrări ale sculptorului vor putea fi admirate și la muzeul din satul bihorean Cauceu.